Maraton, arena centrală, un maraton care, iată, începe astăzi cu un meci care ne interesează în mod deosebit. Așadar, în primul meci al zilei, se întâlnesc un reprezentant al florilor noastre și un sud-american. Iată câteva date despre oaspetele nostru. Este născut pe 27 mai 1988, se află pe cea mai bună poziție a carierei sale în ierarhia ATP 84 și a realizat aici la București o surpriză în primul tur, învingându-l în două seturi pe fostul număr 5 mondial, spaniolul Tommy Robredo. Așadar, cu șepcuță neagră, brazilianul João Sousa. Adriana nostru este născut pe 25 ianuarie 1985 la Pitești, de la Florența, în Italia, unde se și antrenează. Este profesionist din 2003. Cea mai bună poziție în clasamentul ATP a fost 122 pe 23 august 2010. În prezent este numărul 131. În turneele Challenger are 4 titluri și 5 finale. A învins în acest an în Italia la San Benedetto și Manelio. Este membru al echipei de Cupa Davis, unde are victorii frumoase în fața lui Giovanni Lapetti din Ecuador și Juan Monaco din Argentina. A trecut în primul tur aici, în două seturi, de un component al echipei de Cupa Davis al Cehiei, Lucas Rosso. Să-l aplaudăm și să-l încurajăm pe Adrian Ungur! Arbitru de scaun, Gianluca Moscarella din Italia. Programul zilei de astăzi mai cuprinde pe arena centrală meciurile. Carlos Berloc, Argentina, Florian Mayer, Germania, ultimul favorit 2. A treia întâlnire îi opune pe Marius Copil, România lui Pablo Andujar din Spania. Ibericul este favorit 4, finalist al anului trecut aici, la București. Nu înainte de ora 20 se va desfășura un nou meci demonstrativ în care îi puteți revedea, sau vedea pentru prima dată, pe francezii Alim Noat și Mansour Bahrami, pe marocanul El Ainaoui și pe românul Ilie Năstase. Acesta este programul zilei. La ora 14:30, membrul echipei noastre de Cupa Davis, Victor Privoi, vine la standul Vodafone pentru autografe și discuții. Ora 14:30. La ora 16, favoritul 1, argentinianul Juan Ignacio Cela, câștigător al ediției trecute, cel care a dat o formă deosebită ieri în fața francezului Florent Serra, vine la standul BRD, ora 16, Cela la BRD,